dau singură acasă. Că dacă mi-l dau eu singură acasă, efectiv se face ori în vâ, ori în scări și decât să mi se facă în vâ, în scări. Ia uite ce film stă pe asta, Doamne! Și nu știu dacă se cunoaște că este tuns. Cam atâta mi s-a luat timpul. Așa, și vreau să vă spun, dragi, nu știu exact, m-aș duce, nu m-aș duce să mă uit la Pepco. Vreau să mă duc să mă uit, să văd ce decorațiuni s-au mai adus, ce decorațiuni au mai apărut, ce haine, ce chestii au mai apărut acum, sezonul ăsta rece, că deja am intrat în sezonul rece, că afară vreme este destul de răcoroasă. Ne-am lăsat nici chiar prin un bate vântul, dar vreau să spun că este rece. Uf. Și da, vreau să vă spun că Albert ieri că m-a cicărit la cap, că i-am citit o foaie, nu știu, de la școală și și-a luat o carte, comora, nu știu cum, sau așa arată cartea, deci în seară chiar am început și am... eu și-am citit-o de curiozitate și ăsta este un jurnal de lectură. El mi-a spus că... Na, nu știu. El aici vrea să... spună nota lui, nu știu ce notă, ce înțeleg. În fine, aici spune despre numele lui, clasa care este, școala, județul, bla bla bla, așa. Despre cartea care citește, de ce o citește și subiectul cărții, adică subiectul cărții Insula Comunilor, adică, bine, a citit, bine, și era seara chiar zicea că vrea să citească și am zis că un pic ușurel, pentru că o să o citești, cât timp o să o citești, da, și face parte din clubul de lectură creativ. Așa, da, e creativ, scrie și aici. Nu știu dacă se vede, nu se vede. Și are așa, are câteva capitole chiar. Wow, că m-am uitat aseară pe cuprinsul ei. Și stați un pic de ce cuprins are. Deci la capitolul 1 are capitanul. Capitolul 2, câine negru. În fine, nu le știu, de-abia aștept să o citesc și eu, o să văd ce se înțelege din ea. Capitolul 3, semnul negru. Capitolul 4, cufărul capitanului. Capitolul 5, sfârșitul orbului. Capitolul 6, documente prețioase. Capitolul 7, punerea în aplicare a planului. Interesant, se pare ceva interesant. Capitolul 8, surpriza din port. Iar altceva interesant. Capitolul 9, cu cărțile pe față. Mi se pare ceva cunoscut în legătură cu cărțile pe față, dar nu sunt sigură, nu e? Capitolul 10, în larg. Și capitolul 11, revolta. Stai să-mi pierd să vedem, da, mai are alte capitole. Capitolul 12, contramăsuri. Capitolul 13, insula Comorilor. Asta care o am eu în mână. Capitolul 14, omul de pe insulă. Capitolul 15, palisada. Nu am auzit până acum de ceva. Chiar scurioasă să văd despre ce este vorba. Capitolul 16, Soli, de pace la cabană. Nici asta l-am auzit. Articolul 17, atacul. Articolul 18, noul capitan. Capitolul 19, morții nu mușcă. Chiar interesant sună, nu? Morții nu mușcă. Ia o, am mai auzit altceva interesant. Nu știu, nu le-am citit. O să le citesc. Capitolul 20, în tabăra dușmanilor. Capitolul 21, vânătoarea de comori. Capitolul 22, un vis împlinit. Capitolul 23, pardon, din nou, acasă. Și da, după cum am spus, capitolul 1 începe cu capitanul, care avea aseară, bine, n-am citit-o toată, vreau să o citesc. O să o citesc împreună cu Albert. Să vedem dacă înțelege și el ceva din ea. Eu chestia asta am pus aici. Pentru ca să știu la ce pagină sunt, că nu mai găsesc etichetele alea, nu știu ce am făcut cu ele, nu le mai găsesc. Oricare le-ai fi aruncat din greșeală când am făcut curățenie.
și nu știu exact. Da, și de-abia așteaptă și el să o citească, că este foarte curios, că eu i-am propus de pe foaia aia, că erau mai multe tipuri de cărți și când a auzit de Insula Comorilor, i s-a părut lui ceva interesant, mai erau ceva cum văd, nu, cu adunare, scădere, de mulțire și asta și parcă au reușit pe șansă, nu, stop, încă nu ești la mulțire și împărțire. În schimb, cu adunarea și cu scăderea, are în casă niște cărți, cele, nu mai știu când sunt așezate, dar știu că le are. Și are și o cărticică cu înmulțire. Bine, lui vine greu, pentru că el este încă micuț. Nimic de spus, este încă mic, mai este până în clasa a 3-a, 4-a, când învață el tabla mulțire. Cam din clasa a 3-a, 4-a, cam așa. O să bată și el cu înmulțirea. Dar deocamdată o să rămână la adunare, pentru că vreau să-l mai pun și eu la recapitulările adunării scădere, pentru că nu vreau ca să fie un copil lăsat în urmă cu chestiile astea. Și în legătură cu... vreau să mai spun așa, în legătură cu cititul. Deci, nu știu, orică le ia așa pisileabe și după aia le spune pe de rost, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Dar am văzut că unele cuvinte le ia și le silabisește așa și așa. Bine, că și eu toată vara l-am mai pisocat la cap așa. Cu cititul. Are unele momente când le citește de-a întregul, are unele momente care... acel înțeles în capul lui, îl ia așa în gândul lui, după care în capul lui, le are așa, pe înțelesul lui, adică cuvântul să-l aibă pe înțelesul lui, dar mai are și anumite cărțicele care, de exemplu, le ia și pe silabe, și pe imagini ajutătoare, și, de exemplu, asta este cu cuvântul întreg, nu știu, l-am mai pus așa pe o carte și parcă pe acolo, nu știu cum să spun eu exact. Dar mi se pare că încet, azi un pic, mâine un pic, păi mâine un pic, o să-și dea drumul și l-a citit. Bine că parcă bate mai bine ușor. El are un hobby foarte plăcut lui, foarte ușor de manevrat la el. Are cu desenatul, da, cu desenatul, cine nu le are, orice copil le are. Și da, am auzit chestia asta la școală despre el, că el are tentativa aia de a desena în continuu și are o mână super faină când este vorba de desenat. Și la gramatica asta, cu limba și literatura română, de exemplu, el la clasa întâi, acum el face bastonașe, chestiile astea. Acum, la început, e mai ușor, că după o să vină și capitolul litere, pentru că el abia a început să scrie de mână. Și el chiar m-am uitat, nu știu, a scris pe un caiet sau pe o faină, nu știu unde a pus-o, numele lui chiar de mână și, wow, chiar am rămas impresionat. Aici în Pepco am trecut printre haine, papucei. Ăsta mi-a plăcut extrem de mult. Prosoape la 10 lei, 21 de lei aici, astea mari. Lumânări, chestii, ivece. Spun că am luat lui Albert o pere de pantaloni, adică i s-a cerut pantaloni negru. Așa. Adică... și un tricou așa, pe alb, stil po, la sport. Înspre de mână care 9 lei pe bucată. Una în formă de cruce mai mică, ceva mai micuță așa, că le-am dat 7 lei. Iisus! Una am luat-o mai mare, care le-am dat 12 lei, mai mare față de asta. Aici e spațiul. Aici avem pe
Vaselină, care am dat 10 lei pe un set. Are câte are? 2, 4, 6, 8, 10, 12 are. 1, 2, 3. Am luat 2, stați. Am luat. I-am luat din nou lui Albert un pic, că nu știu ce Dumnezeu face cu ele. 1, 2, 3. Așa, după care am luat zodia celui alt copil. 10, 11, 12. Gemeni! Eu am luat zodiile lor pentru că nu mă tătează să iau mai multe de mea. Al lui o am. Avem 26. Ai pot să modelez? Nu. Acura. La școală și la grădină. Te rog. Cum am pastit? Da, și am uitat să vă mai arăt. Lumânărică care m-a costat, cred că una e 2,50 lei, PSD 2 am dat 5 lei și miroase trandafir. Ce frumos miroase. Da, asta o voi duce și pe asta la... Una m-a prins om și asta o voi duce la cimitir acușica. Da, și m-am mai luat eu o agendă pentru că am nevoie să minotez chestii, programări la doctor, programări, mai știu eu unde. Așa că tot timpul trebuie să am un astfel de asta, pentru că dacă eu, de exemplu, nu minotez efectiv, uit. Am întâlnit de pastelilor. Și... nu mai știu de unde să le iau după. Și mă trezesc cu telefoane, mă trezesc cu apeluri, cu multe alte chestii. Și acum a venit și domnul și...